În continuare se propune spre examinare și dezbatere proiectul numărul 7 de pe ordine de zi, numărul 372 din 9 octombrie 2015, ce ține de modificarea și completarea codului civil al Republicii Moldova, prezintă proiectul viceministrul economiei, domnul Triboi. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnilor deputați. Guvernul prezintă spre adoptare proiectul legii pentru modificarea și completarea codului civil, legea 1107 din 6 iunie 2002. Scopul proiectului este ajustarea cadrului legal care reglementează drepturile consumatorilor privind pachetele de servicii pentru călătorii, vacanțe și circuite în conformitate cu normele comunitare. Este de menționat că codul civil conține un capitol distinct, contractul de servicii turistice. Însă guvernul vine cu completări care constau în concretizarea normelor privind informarea turistului la etapa precontractuală privind prețul și celelalte caracteristici corespunzătoare legate de pachetul de servicii turistice, precum și condițiile de revizuire a prețului. Dreptul turistului în cazul rezilierii contractului de către organizator, obligarea organizatorului de a răspunde pentru pagubele aduse turistului prin neexecutarea sau executarea defectuoasă a contractului. În contextul celor expuse, rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc!